pregătim de festivitatea pentru premierea probei de simplu. Reamintesc și clasamentul. Ondrej Vit din Cehia pe primul loc, Ladislav Stupak din Slovacia, locul 2, și Gil Girandan din Elveția, locul al treilea, prieteni. Spectatorii din Slovacia se bucură, chiar dacă al lor conațional a pierdut. El a jucat foarte bine, a făcut o figură frumoasă. Ondrej Vit demonstrează că este deocamdată imbatabil la proba de simplu. La dublu și triplu vom avea emoții pentru tricolori, care vor lupta pentru medalia de bronz în ambele cazuri împotriva Coreei de Sud. Camil Plenic, cel mai solid, alături de Sorin Bogdan. Camil Plenic este președintele UNIF și al Asociației de Futnet din Cehia. Sorin Bogdan este președintele Asociației Futnet România. Gil Girandan, locul al treilea. Felicitat, i se conferă trofeul pe care îl merită. Un alt tip de podium, fără să existe acele trepte de înălțime. Unul mai modern, aplicat de către organizatori la sala polivalentă. Și medalie de argint merge către Slovacia. Argintul pentru Ladislav Stupak. Ladislav Stupak a condus cu 1-0 la seturi, însă a pierdut în cele din urmă. Este frustrant, însă trebuie să recunoască și el că Ondrej Vit, dublu campion mondial în momentul de față, multiplu, pentru că el a mai câștigat titluri și într-o altă perioadă, a fost mai bun. Spectatorii din Slovacia îi strigă numele lui Ladislav Stupak. Zuzana Vinanska este și ea între cei care premiază, secretar general al UNIF din Slovacia. Și Ondrej Vit, campionul mondial, în cinstea lui se va intona imnul Cehiei. Ne vom ridica, desigur, cu toți în picioare pentru a respecta solemnitatea acestui moment. Iată-l pe Ondrej Vit, salutându-și adversarii de până acum câteva momente. S-a încheiat competiția de simplu cu o victorie totuși așteptată pentru Ladislav Stupak. Reamintesc, după acest moment festiv, urmează o partidă demonstrativă de futnet feminin. Ondrej Vit prezintă trofeul întregii săli. Și imnul Cehiei.
secunde pentru Andrei Vint, noul și vechiul campion mondial al probei de simplu. Andrei Vint l-a învins pe Ladislav Stupa când trei seturi. Urmează, prieteni, finale care cred eu că vor fi mult mai intense și mult mai spectaculoase la dublu și la triplu. De grup, obligatorie pentru a se imortaliza un astfel de moment. Să încurajăm echipa națională a României. Echipa noastră a acestui minunat campionat. Între timp ne delectăm cu ceva imagini din sală. Terenul va fi, cum spuneam, ocupat de fete. Noi îl vom avea în cele ce urmează pe antrenorul principal al Naționalei României, Daniel Săsărman, la microfon.